Postul adormirii Maicii Domnului sau al Sfintei Maria Mare, cum este cunoscut în popor, a debutat duminică și se termină pe data de 15 august. Este unul dintre cele 4 posturi mari de peste an. În această perioadă, credincioșii sunt îndemnați să facă fapte bune, să țină post și să se roage mai mult. Acest post este un post de vară numit, mai ușor, pentru că ține doar 2 săptămâni, are o dezlegare la pește în data de 6 august, de schimbarea la față, și ca orice post este un exercițiu de voință, pentru că postul înseamnă abținerea de bunăvoie de la anumite alimente, nu pentru că ele ar fi socotite necurate în ele însele sau ar avea ceva rău în ele, ci pentru că noi căutăm prin post să educăm plăcerea. Mâncările zis de dulce, de origine animale, sunt mâncăruri care îndulcesc, care bucură și care și hrănesc mai bine trupul. Ori noi facem puțină asceză tocmai pentru a ne educa voința și a învăța să ne stăpânim instinctele, pentru că astăzi, vedeți, este o mare problemă cu stăpânirea instinctelor. Mulți consideră postul o formă nefirească prin care omul este persecutat pentru păcatele sale. Alții au făcut din post un scop în sine. Totuși, postul este un mijloc prin care ne înfrânăm poftele egoiste și totodată ne purificăm organismul prin renunțarea la alimente de origine animală. Însă medicii ne avertizează să avem grijă la produsele de post pe care le consumăm, pentru că unele nu sunt tocmai benefice pentru organism. Ideea este să consumăm cât mai puțin, da? Și cât mai simplu, nu procesat foarte mult tehnologic, și cât mai simplu ce găsim de la natură, să spunem așa. Fructe, legume, cereale, nu transformăm alimentele de origine animală acum în genul cremvâș de post, pate de post, cașcaval de post. Ideea este să mâncăm cât mai puțin. Sub denumirea de alimente de post găsim și alimente bune, cu origine vegetală, dar cam atât, și unele care sunt obținute prin niște metode total nesănătoase pentru organism. Totodată, psihologii spun că postul trebuie să fie o curățare, mai ales din punct de vedere psihic. Din punct de vedere psihologic, postul ar trebui să presupună o evaluare a propriei persoane, a modului în care relaționăm cu ceilalți, a modului în care ne comportăm, a modului în care vorbim, pentru că știm că de cele mai multe ori o simplă vorbă spusă ne la locul ei poate să rănească poate mai mult decât o palmă. Și atunci, acestea sunt aspectele la care ar trebui să reflectăm în perioada postului. Pe 15 august, odată cu sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, la Constanța se sărbătorește și Ziua Marinei.